Victor s-a separat de soția sa, deși încă speră să se mai împace. Vreau să rezolvăm la notar. Da, mă. Rezolvăm. Ți-am zis că rezolvăm. Domnul doctor, decent, honoris pauza! Ce faci, măi, Ionuț? Știi, am venit să te iau pe sus. Unde să mă iei pe sus? Oriunde. Iar prietenul său îi face cunoștință cu Dorina. O doamnă zice nu, e nu. Că, Valerie, vrei să te lași desculț în gură? Nu, n-aș vrea, dar faza e că... Ah! Și îi păcălește pe amândoi. Mă doare gâtul, măi, Dorina. Da. De aia te-aș întreba, că și eu eram crimă în perioada asta, da. M-am avut noroc cu masajul, așa am scăpat. Ce masaj? Da, Victor. Care Victor? Victor, mă, tipul de ieri de la bar. Ce faci, te-ai distrat? Da, foarte bine. Da? Și tati are o întâlnire. Da? Însă cu folos. Am văzut, da, și pe celelalte paciente tot așa le tratezi? A, cum poți să crezi așa ceva? Doar pe nea Vasile, dar el e pensionar și are nevoie de atenție mai specială. Dar din păcate... Bine, atunci stai acolo că vin eu, da? Nu e chiar atât de rău. M-am dezinfectat și m-am bandajat, sunt ok. Îmi pare rău, chiar nu mai putem să ne vedem în seara asta, că a intervenit o situație la mine și... Nu mă așteptam la asta, sincer, dar... Da, familia e... Familie. Da. Haide, mă, Ioane, că tu știi foarte bine ce înseamnă familia pentru mine, cât de important e. Sunt disperată pentru că pur și simplu nu vrei să semnezi odată actele astea. Și m-am săturat că nu înțelegi. Va reuși oare Victor să-și mai repare greșeala? Dorin, crezi că mai am vreo șansă cu ea?